Bună ziua, aici e secția de pașapoarte. Bună ziua, bună ziua, ne bucurăm să vă avem la secția de pașapoarte. Cum vă simțiți acum? Ați băut, vă doriți un suc, o cafea, un ceai? Nu vreau nici că eu vreau pașaport să fac. Și trebuie să vă aduc aici. Foarte bine, foarte bine. Cum vă numiți? Eu nu știu, eu am prăpădit toate documentele și așa, m-am bănit ceva în cap și la mult nu mai țin minte nici cum mă cheamă. Lumea zice că mă cheamă Ion, dar eu nu știu că e drept asta sau nu-i drept. Eu să notez aici așa, doar Ion, vă convine familia Ciobanu sau cum? Dar știți, poate așa avem familia? O familie, da, pe dar pe nu tu? Trebuie să vă aduc un șofer documente și documente. Nu, noi foarte repede, noi lucrăm, noi ne-am schimbat foarte mult. Au trecut vremurile când trebuie să așteptați pe o săptămână. Am Ion 20 de minute și documentele sunt gata. Dacă vreți, puteți să așteptați aici 20 de minute. Vreți să mă pașaport? Eu vreau pașaport, dar și trebuie să vă zic, să vă dau, și documente să vă duc. Nu, nici de jos, numele, putem să facem... Și bani trebuie să vă plătesc. Nu costă nimic, noi vă plătim. Dacă mai vreți și alți cetățenii, noi putem să facem cetățenii de mai mult, până la 20 de cetățenii. Putem să facem, noi vă plătim, pentru că nu are interes foarte mare la noi, este așa că... Și-mi plătiți nimic să faceți cetățenii? Da, vă plătim dacă facem 20 de pașaporte, 20 de dolari, dacă așa pașaportul, noi vă-l plătim. Așa că alegeți. Păi, dar vreau mai mult cetățenii, mai multe. Bun, atunci dar că... Cât timp dacă vreți mai multe, atunci poate să dureze jumătate de oră. Jumătate de oră? Cum adică e jumătate? Jumătate de oră și vă aducem chiar amuia, pașapoarte le aducem gata. El e practic amuia de amuia când noi vorbim și se registrează și se transmite în timp direct și amuia mai decât el de amuia și stabilează și ei acolo nicoa să le scot la tipografie. Și de către sunteți bine acum, eu că nu mă așteptam la asta. Dar dacă vreți, de fapt, mai aveți și face 20 de minute, noi avem aici un cabinet de sectoral, puteți să vă duceți acolo un miniet, 20 de minute jumătate de oră, puteți să stați și un ceas, nu trebuie să vă duceți acolo, vedeți ușa aceea din vis-a-vis, acolo unde scrie sectoral sus, acolo bați, sunteți și acolo să vă explice. Și să stau eu cât aștept să-mi fac miniet cineva? Da, vă alegeți o fetiță, noi avem acolo fete, tinerele, frumușele, alegeți blond, brunet, cum vă place și așa, nu n-ați vă și nimeni n-ați vă deranjează, să stați și să vă fac un miniet ca să vă simțiți să nu pierdeți timpul și să vă simțiți mai bine la noi, că la noi interesul așa e, fiecare cetățean trebuie să se simtă cât mai bine la secția de pașapoarte. Ia că bravo, nu știu, mă așteptam. Dacă vreți muzică clasică, avem acolo CD-uri, plăci, avem și muzicanți, dacă vreți. Vreau. Bun, unde să mă duc, la 3, la cabinet 3? Da, acolo la ușa, la cabinetul sectoral, scrie sus, acolo, aurit. Bun, mulțumesc, hai că aștept. Da, bun, dar documentele sunt ca și pe drum, acolo să vă explice dacă asta e, să mai durează puțin mai. Bun. Da. Bună ziua, ești sectoral? Bună ziua. Da, așezați-l acolo, la masă, și am ușa să îndeplinim aici niște formulari. Și ne-a zis că dacă aștept, dacă e prea mult de așteptat, poate să-mi fac cineva o miniet aici. Da, la miniet. Aici, la sectoral, eu am ușa să trebuiască și niște hârtii din neplinită. Mi-a trebuit să adus toate documentele care trebuie, da? Ce documente? Eu vreau să-mi fac documentele. Da, păi la sectoral, la muia trebuie să ne arătați. Trebuie adeverință de la nevropatolog, la policlinică, la policlinica 4. Aveți ceva? Dacă n-aveți, eu vă explic și trebuie. Ce trebuie? Și mai trebuie de tot. Trebuie adeverință de la nevropatolog, la policlinică, trebuie adeverință de la psihiatru, adeverință de la JAC, în două exemplare, ștampilat și xerox, adeverință de naștere a bunielor, a bunicilor, adică și a părinților, așa extras de la primărie, trebuie un cazier judiciar, dacă este, trebuie numai decât acceptul soției, tradus și legalizat în 4 exemplare, adeverință de la comisariat militar, carte de muncă și dovada legalizată, cu ștafil de oficiu protecției muncii, diplomă de absolvire ștampilată și la Ministerul Învățământului, cerere tipă în 4 exemplare și 3 copii xerox, 5 fotografii alb negru și 5 fotografii colorate, mi le aduceți mie mâine dimineața la ora 7, după care mergeți la cabinetul de sectoral din spatele Ministerului de Finanță, acolo sunteți, apartamentul 18, dați analiză acolo și eu să vă explic și documente trebuie pentru miniet și ne aduceți aici iar în el. Poi, asta și este tot pentru miniet. Da, pentru miniet, sigur că nu pentru miniet. Nu vreau, dar eu nu vreau miniet atunci, să aștept așa fără miniet. Stați, nu se mai poate așa, noi deja am introdus în pașaport numele dumneavoastră și pașaportul și am un pașaportul nu se face până când nu treci minietul, treci sexual, trebuie să aduci toate documentele astea, nu putem, aici este rând. Dacă eu nu mi-vreau miniet, cum adică miniet? Nu se poate fără miniet. În momentul în care ați intrat la noi în cabinet, numai cu miniet, se poate făcut acolo, duceți-o în camera vecină, să vă arate catalogul cu fete, cu fotografii, alegeți dintre asta și de-amă cum ne-am înțeles cu documentele cele, scrieți-vă aici să nu uitați. Și mâine dimineața la ora 6, știți la hotelul sport, la 6 și fata care o să alegeți să vină mâine, cu băieți acolo să plătiți banii pentru fată și minietul. Bani. Cum? Trebuie să plătiți pentru fată, nu știți, 500 de dolari costă. Nu-i pentru documente, asta nu-i nici pentru documente, pentru pașaport, dar n-are nicio legătură. Documentele ele sunt ca și gata, de-amă, ele muie, mă tec și de-amă și gata. Luba! E și acolo, Luba și cu documentele, Ion, cum, Ciobanu, așa. E gata, pașaportul e gata, e aici, e pus în... Na, bun, avem ce faci, trebuie să treci în miniet. La analiză, mai scurt analiză la Spitalul Republican, acolo să vă spună doctorul nostru, analiză din deget, analiză capeliță, asistați acolo la rentgen, să facă rentgen și zondirovanie, să treci zondirovanie cu pentru stomac, pentru rănici și așa, și să mă întrebați acolo. Nu, cum adică, eu nu vreau miniet, nu-mi trebuie. Cum adică nu vreau miniet? Dar nu vreau, eu vreau un pasport. Dacă eu am miniet, nu vreau miniet, cu și vezi scandal, cine nu vrea miniet în ziua de azi, nu înțeleg. Eu nu vreau, eu pasport am vrut, eu miniet, așa am înțeles că se pus de pe degeaba aici. Dar